Se spune că sufletul cântărește 21 de grame, dar cât cântărește curajul antreprenorilor? Asta urmărim să aflăm în această nouă rubrică, Gram de Curaj, o serie de discuții cu antreprenori din România despre curajul care i-a ajutat să creeze și să dezvolte afaceri de succes. Gram de Curaj este un proiect realizat cu sprijinul LG Gram, un companion care ajută antreprenorii să treacă peste toate dificultățile vieții de business. Cristian Groza este cofondator și CEO BeFast, startup tech de curierat ultra-rapid și integrare digitală pentru business-uri offline. Cristi, în prezent 27 de ani, a pornit pe drumul antreprenorial încă din studenție, când a lăsat un joc, continuând cu Goldilab, compania prin care a lansat în 2019 și BeFast. Cu un interes crescut pentru inovație, tehnologie, logistică și transport, Cristi vizează în prezent ieșirea pe piața internațională cu BeFast. Cum a pornit startup-ul care a ajuns la 650.000 de euro cifră de afaceri, cum a găsit curajul să se adapteze pandemiei, dar și care sunt planurile de business, aflăm direct de la el. Bună, Cristi! Bună, Elina! Trecem la întrebări? Trecem! Bun! Cum ai definit curajul de a începe un business? Cu ce l-ai compara și cum l-ai explica celor care se gândesc să pornească pe drumul antreprenoriatului? Aș defini curajul de a începe un business ca acea forță interioară de a înfrunta necunoscutul pentru a-ți atinge scopul. Pentru că atunci când începi să mergi pe drumul antreprenoriatului, te lovești de foarte multe necunoscute și îți dai seama că ai de învățat foarte multe lucruri în timp foarte scurt. Eu tot compar business-ul cu facultatea. Pentru mine business-ul este ca o facultate care te motivează și te obligă să înveți materia pe 3 ani din primul semestru. Care a fost momentul în cei 3 ani de activitate BeFast în care ai simțit că e nevoie de cel mai mult curaj? Când a intervenit curajul mai mult decât rațiunea în dezvoltarea afacerii? Sincer, în momentul în care numărul de comenzi au depășit numărul de curieri prezenți pe platformă. A fost un moment foarte dificil în care a trebuit să găsim soluții într-un timp foarte scurt ca să putem să livrăm toate comenzile care intrau în sistemul BeFast. Au fost momente în care mi-am luat geanta de curier în spate, m-am urcat pe trotinetă și am ieșit la livrat. Pentru că noi țineam foarte mult la calitatea serviciilor noastre și țineam foarte mult la clienții noștri și ne-am dat seama că trebuie să facem tot ce e posibil ca să respectăm lucrurile pe care le-am propus și pe care le-am spus clienților noștri. Deci acelea au fost cele mai dificile momente din viața noastră. Toată lumea își dorește scalare într-un business, dar scalarea mare într-un business vine și cu responsabilități foarte mari și trebuie mereu să punem pe primul loc clientul. A fost un moment în care ai simțit că te lasă curajul și că vei ceda? Dacă da, când? Da, au fost câteva momente. Repet, drumul antreprenoriatului nu e deloc un drum ușor și sunt multe momente în care îți pui întrebări de genul oare trebuie să continui, oare este bine ceea ce fac, oare produsul este bun sau serviciul este bun, oare piața căreia mă adresez dorește produsul pe care doresc să-l ofer. Deci sunt câteva momente dificile, dar ideea este să mergi mai departe, să fii încrezător, să pivotezi dacă este nevoie și să încerci să atingi scopul. Dar ai avut un moment în care ai simțit, ai cum da, da, au fost câteva momente în care am simțit poate că ar trebui să renunț și tot aud la diverse podcasturi oameni care afirmă faptul că niciodată nu s-au gândit să renunțe, lucru care mi se pare foarte dificil, pentru că sunt multe momente grele în viața de antreprenor în care îți vine să renunți. Deci da, am avut momente în care m-am gândit să renunț, dar niciodată n-am ales acest lucru. Ți-e teamă că ultimele schimbări de business pot aduce întrebări în rândul actualilor și potențialilor clienți de genul, dar voi de ce ați închis serviciul de curierat? Ce le-ai vei răspunde? Nu mi-e frică de asta, pentru că eu văd această schimbare ca o evoluție firească a business-ului BeFast. Noi, de când am început BeFast, am comunicat constant faptul că noi la bază suntem o firmă de IT și faptul că vrem să dezvoltăm acea infrastructură pentru economia digitală. Faptul că noi am pornit mai întâi cu partea operațională ne-a ajutat foarte mult în evoluția BeFast, pentru că ne-a oferit o imagine de ansamblu foarte bună asupra industriei în care operăm. Și am cules din piață un know-how real, astfel încât să putem să dezvoltăm exact ce piața are nevoie. Când erai copil, care ți se părea că e cel mai curajos om de pe pământ și de ce? Când eram copil, mi se păreau pompierii cei mai curajoți, pentru că ei se luptau cu focul și mi se părea ceva inuman să te lupți cu focul. Mi se părea foarte curajoși și foarte neînfricați. Chiar aveam o mașină de pompieri cu care mergeam la grădiniță mereu și avea și o scară din aceea care se ridica și mă făceam că sunt pompier. De ce mi se păreau cei mai curajoși oameni de pe pământ?
Și acum s-a păstrat? Și acum mi se par antreprenorii cei mai curajoși oameni de pe pământ. Pentru tine, care e cel mai dificil task în calitate de antreprenor? Să le fac pe toate. Asta mi se pare cel mai dificil, pentru că mă trezesc de foarte multe ori că sunt mai mult in the business decât sunt on the business. Când ești antreprenor, repet, ai de făcut foarte multe lucruri și trebuie să ai grijă mereu ca business-ul să meargă pe un drum bun. Iar de fiecare dată când din soare probleme, trebuie să fii pregătit să sari în ajutorul lui, astfel încât să nu se blocheze. Ca un pompier. Ca un pompier, da. Să-ți salvezi, practic. Din experiența de digitalizare a peste 70 de business-uri de la debutul pandemiei până în prezent, cum ai descrie curajul micilor antreprenori? Un exemplu care să te fie impresionat din poveștile culese în experiența de până acum. În primul rând, toată acea perioadă o să rămână foarte bine întipărită în mintea mea, pentru că a fost un moment în care BeFast practic a explodat. A avut un avânt foarte mare. Am avut foarte mult de lucru, un volum foarte mare de lucru. Și am avut o cerere din piață pe care cred că orice antreprenor și-ar dori eu. Iar faptul că partenerii noștri au fost deschiși în a se digitaliza și ne-au oferit nouă încrederea necesară, astfel când să-i ajutăm să se digitalizeze, m-au uimit și m-a surprins și am fost foarte fericit să văd acest lucru din partea lor. O să dau puțin ca și exemplu zona Horeca, pentru că zona Horeca este cea cu care am lucrat cel mai mult în acea perioadă. Și a fost zona care a venit către noi și și-a dorit cel mai mult să lucreze cu noi, pentru că ei chiar aveau nevoie. A fost o perioadă în care restaurantele l-au închise, ca și multe alte business-uri, iar noi le-am oferit dezvoltarea magazinului online în 24 de ore, ca astfel să-i punem înapoi pe picioare foarte rapid. Le-am integrat metode de plată cu cardul și le-am oferit livrare rapidă. Și cred că am fost un pilon destul de important pentru ei în acea perioadă. Deci, deținătorii de restaurante mi s-au părut cei mai curajoși în acea perioadă și mă bucur că am reușit să îi ajutăm într-un fel sau altul. De unde ții curajul pentru a dezvolta BeFast și cum reușești să-l insufli și celor din echipă? Îmi iau curajul din faptul că îmi doresc să aduc ceva pe piață care să conteze cu adevărat. Îmi iau curajul și din partea echipei. Sunt într-o echipă foarte frumoasă și mă bucur pentru acest lucru și mi se pare foarte important ca orice antreprenor să-și ia lângă el o echipă pe care să se poată baza, pentru că sunt momente când eu mă simt descurajat și mi-au curajul din partea echipei, sunt momente în care colegii mei sau echipa întreagă este descurajată și trebuie să-și ia curajul de la mine. Deci, în primul rând, am acest drive de a învăța lucruri și de a merge mai departe pentru a-mi atinge scopul și pentru a aduce ceva care să fie semnificativ în piață. Și, în al doilea rând, îmi iau curajul și din partea echipei, care la rândul ei ia curajul din partea mea. Mulțumim că ne-ați urmărit! Vă așteptăm la un episod din Gram de Curaj, când vom vorbi cu o antreprenoare care a schimbat modul în care profesorii, părinții și elevii țin legătura, schimbând considerabil modul în care se desfășoară activitățile din școli și grădinițe. Pe curând și până atunci, curaj!